Vedeam documentarele cu Jacques-Yves Cousteau, scufundări, viață marină, visam să călătoresc pe oceane și să cercetez partea asta vie, care e greu de văzut, e acolo, de desubt, dar este minunată. Care sunt problemele? Cu ce soluții poți să vii? Care este zona ta de competență? Unde poți să acționezi? Cu cine te poți alia? Uh, cine uh, sunt a luat la cei trântă, din, nu echi... numai <laughs> din, din echipa ta, cum, cum uh, creezi uh, un, un cadru în care oamenii să se ralieze unor inițiative? Voi, când a apărut un drum național secundar, a zis, pe aici nu se trece, nu tăiați pădurea, că uite, domne, ursul trebuie să treacă pe aici drept înainte, nu poate să o <laughs> nu știu unde e nu <laughs> nici nu are chest. Exact, și zicem, hai să găsim soluții alternative. Comunitățile văd doar o parte a să zic, a beneficiilor. Faptul că va fi un drum de mare viteză, se vor deplasa mai repede. Nu cunosc impactul de mediu și nu înțeleg uneori de foarte multe. Asta este o altă problemă. Aici e rolul nostru să mergem să le spunem, să îi convingem că, de fapt, un prejudiciu adus naturii poate avea Efecte negative. E o, e o problemă mare, care, din păcate, nu se poate, cred, rezolva peste noapte decât dacă există dorință politică pe în, la 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 în sus. Dumnezeu. Dar nu, era doar politică, da. adică. A <laughs> trebuit să fie mai ușor realizat. Dută. Dar nu ne lăudăm noi românii că avem cea mai mare biodiversitate la nivel de Europa? Da, dar ea trebuie menținută, pentru că dacă nu avem grijă de ea, s-ar putea să nu mai să nu mai avem cu ce să ne mândrim. Realitatea la noi este, domne, avem, nu știu, aspirină suficientă în spital, sau medicamentele necesare unor boli cronice pentru tratamentul Babă. Și după aia venim noi și vorbim de mediu. Și vorbim de natură, cu în orașe, de, de cine frumoase, sau ăia alb în spital, sau despre ce cu da. cine asta, să... este, asta este, realitatea, însă rolul nostru este să nu abandonăm. Noi avem o, o problemă în România. Neasumarea, uh, nimeni nu este responsabil. Asta și este vorba și, mea, știi, de așa cum <laughs> sunt exact în, în consens cu tine. Da, nu, nu este responsabilitatea nimănui. Toate aceste probleme, uh, probleme de mediu, uh, proiecte cu impact masiv, uh, nu sunt, asumă, deciziile care s-au luat pentru uh, proiectele respective. da, Cine este responsabil? Bună ziua și bine ați la un nou podcast din Report, de această de despre activism de mediu. Vorbim despre cum putem noi să ne implicăm real în viața societății noastre, fie că o facem ca persoană fizică, fie pentru că decidem să intrăm real, 100%, cu jobul dedicat în zona aceasta de activism de mediu, despre toate acestea, despre un om pe care îl admir foarte mult și care a schimbat, zic eu, în zona de biodiversitate și ecosisteme în România extrem de mult. Îmi pare bine să te am alături de mine, Orieta Hula, direct al WWF România, WWF World Worldwide, fond pentru ce nu știe, cu panda, pentru că totdeauna mi se pare important să spunem așa. Și mă uitam în CV-ul tău, pe care vreau foarte pe scurs să-l prezint celor care ne urmăresc astăzi, și ce m-a fascinat pe mine a fost că visai la oceane și ai ajuns în deltă. Bună, Raluca, mulțumesc mult pentru invitație. E o plăcere să povestim astăzi. Da, am crescut într-o zonă minunată, lângă Parcul Național Munții Măcinului și aproape de Dunăre, Brațul Măcin, dar aproape și de mare. Și vedeam documentarele cu Jacques Cousteau. Aha scufundări, viață marină, visam să călătoresc pe oceane și să cercetez uh, partea asta vie care e greu de văzut. Uh, e acolo, de dedesubt, dar este minunată. Am mers, am terminat biologia, am făcut facultatea de biologie și uh, așa pe, în ultimii ani încercam să văd ce șanse am să merg să... Lucrez la Institutul de Cercetări Marine din Constanța și pe vremea aceea, din păcate, nu avea o bază de cercetare foarte um, promițătoare și erau șanse destul de mici să-mi împlinesc acest vis. Însă, șansa a făcut, ca fiind totuși din. Tulcea să cunosc oameni de la Institutul de Cercetare Delta Dunării și am zis Delta. Delta să fie. Acolo am plecat după facultate, am lucrat 8 ani ca cercetător la Institutul de Cercetare Delta Dunării, o perioadă extraordinară din viața mea, în care m-am format ca profesionist, dar și ca om. Și pentru că Delta este cred că e cel mai minunat loc de pe planeta asta, unde poți să înveți ce înseamnă într-adevăr natura. Și după ce ai învățat lucrul acesta, din zona de cercetare, ai spus, ok, cum poți să aplic lucrul ăsta și într-o zonă în care poți să schimbi politici, pentru că mă gândesc că te-ai blocat și te-ai lovit de nenumărate ori de niște nedreptăți, cum le vedeai tu. Da, și era destul de frustrant. Noi produceam tot felul de rapoarte, scriam articole, dar care era impactul lor? Cum informau ei aceste rezultate științifice, deciziile de management din delta? Nu prea se întâmpla lucrul ăsta așa cum mi-aș fi dorit eu și pentru că tot fiind la institut, am avut din nou șansa să lucrez în primele proiecte de reconstrucție ecologică a zonelor umede. Cu uh, colegi din WWF Germania, uh, am înțeles, am început să înțeleg care este rolul unei organizații uh, globale pentru conservarea naturii, care își fundamentează uh, acțiunile de conservare pe date științifice, pe rezultate științifice și le translatează în acțiuni care pot să influențeze politicile publice și în felul ăsta uh, poți să vezi impactul conservării mult mai, mai repede. Bun, atunci haide să definim din perspectiva ta ce înseamnă activism de mediu, pentru că, na, ești un activist de mediu. Ce înseamnă pentru tine, pentru că sunt în ziua de atât <coughs> de multe definiții? Uh, pentru mine înseamnă să pornești de la o foarte bună înțelegere a ce vrei să schimbi. Deci dorința de schimbare. Dorința de schimbare și dorința de a face bine pentru mediu, dorința de a face bine pentru natură. Care sunt problemele? Cu ce soluții poți să vii? Care este zona ta de competență? Unde poți să acționezi? Cu cine te poți alia? Cine să lua la Trânta, nu din numai Din echipa ta, cum, cum creezi un, un cadru în care oamenii să se ralieze unor inițiative? Și toate astea le-am găsit cumva în VVF. Le-am găsit, le găsesc în continuare. Asta face 20 de ani. A, în VVF sunt. De 18 ani, da? De 18 da an. Dar de 20 de ani și uh, sunt în zona de mediu. Pentru că ai început să spui, în primul rând, trebuie să înțeleg care sunt cauzele pentru care lupți. Exact, care da. sunt cauzele cele mai acute în ziua de astăzi? Care sunt problemele cu care România, să zicem, și după aceea Europa? Dar ne uităm puțin la spațiul nostru. Ne uităm la spațiul nostru, dar cu o lentilă puțin mai mare, pentru că avem două crize globale care direct ne afectează și pe noi: schimbările climatice și pierderea biodiversității. Și ca să restrâng un pic lentila și să mergem aici, la noi sunt, le-aș împărți în trei direcții. Prima ar fi conservarea naturii și aici noi avem o rețea de arii naturale protejate, cam 24% din suprafața țării, Însă este nevoie ca ele să fie interconectate, pentru că toate procesele naturale trebuie să aibă suficient spațiu, speciile trebuie să aibă spațiu de deplasare și avem nevoie de coridoare ecologice. Acest lucru încă nu se întâmplă. Adică, România. ca să explicăm celor care ne ascultă. Să, să evităm fragmentarea, Așa. practic. Să evităm fragmentarea și aici fragmentarea poate să vină din dezvoltarea infrastructurii, fie că vorbim de infrastructură de transport, energie, de proiecte uh, mai... Uh, localizate, dezvoltare urbană sau rurală, vin în conflict cu această rețea de arii naturale protejate. Hai, ca straduc. Voi, când a apărut un drum național secundar, a zis pe aici nu se trece, nu tăiați pădurea, că uite, domne, ursul trebuie să treacă pe aici drept înainte, nu poate să o colească, nu știu unde e și nici nu are chef. Exact, și zicem, hai să găsim soluții alternative, hai Aha. să vedem și cum ce să face ce se poate face. Cum le uh, încercăm să înțelegem cum, cum uh, se poate Pot uh, găsi uh, soluții la nevoile. Uh pe care proiectul respectiv la care proiectul respectiv răspunde, folosind natura practic. Pe hai să mă tot la problema actuală, pentru că știu că acesta da. a fost unul din proiectele da. voastre, da. da, cu acest drum care trecea printr-o zonă protejată mai și ați multe, mai multe, multe. Și, da. Așa și da. spuneți ok. Da. Doamne, eu știu că omul din satul A să ajungă în satul B, că trebuie să ajungă la școală, că trebuie să crească din punct de vedere socioeconomic și el. Dar eu nu vreau să strici aici cu acest colidor, că este foarte important pentru conservarea naturii. Care e soluția pe care puteți să o oferiți, în care eu să că, da, da nu face sens, poți să trăiesc cu da, se ăsta. Po se, pot, se pot gândi soluții tehnice, cum ar fi podurile verzi, da? sau subtraversări, sau uh, tuneluri. Uh, deci se pot găsi soluții uh, care pot fi incluse în proiect, în faza de planificare. Pentru că o problemă este că, de fapt, noi ajungem să aflăm uh, informațiile respective când sunt deja uh, studiile de fezabilitate făcute și este foarte greu să modifici proiectul tehnic. Și de ce uh, se întâmplă lucrul aici? Pentru că, că mediul nu este integrat în într-un proces de preplanificare să pună cerințele de mediu primele în, în contextul respectiv și să găsească împreună cu organizațiile care sunt interesate să contribuie la aceste soluții, soluțiile care să evite uh, impactul negativ asupra mediului. Și chiar o lacună legislativă până este la o de legislativă. prioritizare. Ex și ba, ambele. De, ambele, 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 de exemplu, chiar acum este în discuție un uh, drum uh, expres, un drum de mare viteză în Carpații de sud-vest care leagă domașna, deci este mai sus de Herculane, de uh, Caransebe și care traversează o zonă în care sunt situri Natura 2000, arii naturale protejate. Încercăm acum să stăm de vorbă cu autoritățile și să vedem în ce măsură putem să găsim soluții pentru a construi aceste poduri verzi, traverse pentru că acolo sunt coridoare ecologice foarte, foarte importante. Carpații de sud-vest este una din zonele din România în care avem uh, parcuri naturale, parcuri naționale uh, aproape contingente, uh, avem situri Natura 2000 și aceste coridoare ele nefiind încă desemnate uh, legal pentru că aici e o mare problemă, noi am dezvoltat metodologia pentru desemnarea acestor coridoare, dar încă e, la minister, sperăm că <laughs> sertarul va fi deschis, uh, ele nefiind desemnate uh, legal, nu sunt, nu, practic nu există, dar ele există acolo. Natura ține cont de ele, nu de granițele administrative. Bun, atunci să ne imaginăm acest proces. Bun, în cazul vostru sunteți organizație în talie mondială cu experți și cercetători care știu de cum să facă lucrul ăsta, dar vrem să să ne învățăm oamenii care ne urmăresc și care sunt pasionați de tot ce înseamnă protecția mediului și dezvoltarea durabilă, că de aceea avem acest podcast ce măsură putea ei să ia? Doamne, se sizează că începe să întâmple ceva la ei în sat sau în comună sau în oraș. Care ar fi pașii pe care ar putea să întreprindă și în ce momente ale unui proiect astfel încât să intervină din timp? Deci cu cât se intervine mai repede, cu atât mai bine. Dar oamenii trebuie să fie informați. De obicei, aceste informații ajung foarte, foarte târziu, chiar și în comunități. Iar comunitățile văd doar o parte a să zic, a beneficiilor. Faptul că va fi un drum de mare viteză, se vor deplasa mai repede, nu cunosc impactul de mediu și nu înțeleg uneori de foarte multe. Asta este o altă problemă. Aici e rolul nostru, să mergem să le spunem, să îi convingem că de fapt un prejudiciu adus naturii poate avea um, efecte negative, și pentru ei, și chiar și pentru termen. Și crezi, uite, că au învățat oamenii, mi-aduc aminte de știrile în care erau uh, diverse diversi adică, reîmpopietăritori cu păduri, s-au gândit să facă niște bani repede, au tăiat tot versantul. După aia s-a dus și au făcut o casă, au băut un șpriț și au considerat ei și s-au trezit că vine peste ei muntele. leu ce exact, ne facem? Exact. Ne trebuie niște donații în momentul exact. de față. Adică n-au înțeles care este valoarea. Au aceste mesaje, aceste uh, realități care s-au întâmplat în România și din trebuie să mai întâmplă. Au puterea de a educa oamenii? Sau ce ar trebui să se întâmple ca să putem să-i să trezim până la urmă? Uh, este foarte important... Uh... Să se lucreze acolo cu comunitățile. Deci, noi, în zonele în care lucrăm, chiar lucrăm cu oamenii din comunitate și facem lucruri, văzând în timp că se întâmplă și lucruri legate de natură pot să înțeleagă care sunt beneficiile. Dar este foarte greu. Și apoi mai este și aspectul uh, avizărilor, uh, uh, permiselor de mediu care se dau pentru astfel uh, de construcții în zone unde n-ar trebui să fie, în, al, în, în lungile inundabile ale râurilor uh, și apoi sunt tot felul de probleme. Uh, e, o, e o problemă mare care din păcate nu se poate, cred, rezolva peste noapte decât dacă există dorință politică. Te și... În, plac, sus, ca în sus la da, Dumnezeu. Dar nu, era doar politică, adică. Da. <laughs> A trebuit să fie mai ușor razat. Dar mă întorc la întrebarea inițială. Care consider că sunt cele mai mari, cele mai mari trei probleme ale României în zona aceasta? Vorbeam de legislație, de cadrul juridic. Care cadrul cumva... legislativ în România pe zona de mediu nu este armonizat. De fapt, aici este să zic o, o problemă de bază. Dacă mediu, biodiversitatea, cerințele de mediu ar fi integrate în toate sectoarele și aici vorbim de Absolut toate sectoarele, uh, silvicultură, agricultură, transport, energie, uh, organizarea teritoriului, educație, chiar și sănătate, dacă mediul ar fi o componentă uh, integrată, prior, integrată în aceste sectoare, atunci și-ar pune întrebări. Da, putem să facem asta, dar trebuie să ținem cont și de aspectele de mediu. Și lucrurile, poate încetul cu încetul, ar putea să se rezolve. Uh, Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu acest proiect de armonizare a legislației, pentru că este jalon în PNRR, deci speranțe, uh, speranțe există. există că se vor face pași în, în această direcție. Da, și o normalitate. Care ar fi a doua problemă, care o consider tu urgentă? Uh, a doua problemă uh, ar fi uh, refacerea ecosistemelor care sunt degradate, pentru că trebuie să creștem natura, trebuie să avem mult mai multă natură, pentru că ne ajută. Dar nu ne lăudăm noi românii că avem cea mai mare biodiversitate la nivel de Europa. Da, dar ea trebuie menținută, pentru că dacă nu avem grijă de ea, s-ar putea să nu, mai, să nu mai avem cu ce să ne mândrim. Și aici, din nou, așteptăm chiar luna aceasta spre final, sperăm să fie aprobată în Parlamentul European în legea restaurării ecologice, care ar trebui să vină cu ținta de refacerea ecosistemelor 20% din ecosistemele care au potențial să stocheze carbonul, ecosisteme degradate, aici vorbim de agricultură, de păduri, de pășuni, de râuri, lungi inundabile. Deci să dăm mai mult spațiu naturii, să creștem valoarea asta pe care, pe care noi o avem, pentru că ne va ajuta și în adaptarea la schimbările climatice. Cât de conștient sunt politicienii, ca să nu ajung sau, zicem, cei care au deciziile în ziua de astăzi, în zona de guvernamentală, despre pluzura ecosistemelor noastre din punct de vedere socioeconomic? Teoretic a început să se vorbească din ce în ce mai mult despre servicii ecosistemice, despre beneficiile naturii naturale în lupta pentru schimbările climatice. Auzim aceste mesaje la nivel politic. Avem un Green Deal care a pus un verde pe plus puternic, puternic acolo. însă la partea de implementare și într adevăr prioritizarea acestor soluții bazate pe natură încă, încă mai avem de lucru. Să și mă gândeam că ai spus Inclusiv în sistemele de sănătate publică, mediul trebuie să facă parte în zona de strategie, de abordare sistemică de cum încep să pun. Și să și realitatea la noi este, domne, avem, nu știu, aspirină suficientă în spital sau medicamentele necesare unor boli cronice pentru tratamentul baba. Ba. Și după aia venim noi și vorbim de mediu și vorbim de natură cu cine în orașe în cu pereții de recreere. sau ea alb în spitale sau despre ce, cu da. cine Asta, sunt? este, asta este realitatea, însă rolul nostru este să nu abandonăm, și să fim, înseamnă că dezvoltați picătură chinezească, da. Bun, și picătura asta chinezească poate să fie și nemțescă și franțuzească, să aibă diverse forme, de fapt, da? Da. Și asta înseamnă că ați dezvoltat diverse campanii de decursul Care au fost cele care, din punctul vostru, au avut cele mai mari rezultate și de ce credeți că au avut aceste rezultate? Um, am, um, că aș da um, exemplu petițiilor, uh -huh. da, uh, care este, petiția este un instrument foarte bun pentru a aduna o masă critică de uh, oameni în jurul unei probleme și de a pune presiune pe autorități pentru a schimba decizia într-una mai bună. Există un număr minim de semnături necesare? Depinde. Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Depinde de perioada pe care o ai la dispoziție ca să strângi acele semnături. Că dacă ai o lege în parlament și se dezbate în două săptămâni, poate nu reușești să strângi. Dar cu cât strângi mai multe, cu atât tragi un semnal că există această masă de oameni care, într-adevăr, cred în, 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 într-o schimbare mai bună. Și că în campaniile voastre vocea mea? De număr exemplu, de... pădurile virgine. În uh -huh. 2015, practic. Că petiția noastră, cred că am strâns vreo 50-60 de mii de semnături pe vremea aceea și am reușit să convingem Ministerul Mediului să înființeze Catalogul Național al Pădurilor Virgine. Și de atunci, procesul de desemnare a continuat. Avem la ora actuală aproximativ 80.000 de hectare care sunt puse deoparte, sperăm noi, pentru totdeauna. Aș mai da un exemplu de mișcare ora Pământului. Ora Pământului a început în 2006. În Sydney, cu un simplu gest de stingere a luminii, dar care s-a dorit a fi un semnal că schimbările climatice sunt o realitate și că fiecare dintre noi putem să facem. Chiar și un simplu gest de a stinge lumina. De, deci, de, în toți acești ani, mișcarea a luat amploare. La ora asta, sunt foarte multe organizații, companii, instituții publice care au adoptat-o uh -huh. uh, și uh, în fiecare an, uh, la sfârșitul lui martie, uh, este și un moment în care. Uh, Crește nivelul de conștiință, oamenii devin poate mai apropiați de ce înseamnă uh, implicarea Cum lor. directă. Cum a asta. Uh, prin uh, faptul că foarte mulți uh, știu despre ora Pământului. Uh, Acum o să fiu rătăcioasă, da. să întreb, este bă, un pierd de calitate că lumea a aflat ce a auzit, suficient Instagram și hai să închidem lumina că da, e da, pentru e copii? Foarte, da. Dar am reușit să fixez informația, că întrebarea mea este cum rezolv eu dintr-o campanie și dintr-o conștientizare sau un, un happening, că ați avut, eu știu, la nivel global s-a lucrat, sigur, cu președinți de țară care au închis la, eu știu, cred că da. și Casa închis da. la un moment dat, da. lumea, dacă nu mă înșel, da. sau vin cântăreți faimoși și susțin și cântă plac, și așa mai departe. Adică lucrăm foarte mult cu instrumentele care ajung la oameni. Întrebarea e cum fixăm informația și Repetiție, cum Repetiție, prin alte evenimente, ah. prin alte campanii, prin a continua să readuci... Până când acest... învață, nu mai Până, aprinde pe, lumina. Din păcate, așa se creează un, un automatism, un, com, un comportament, se consolidează prin repetiție. Deci este foarte important ca în zona noastră de activism de mediu să nu vorbim odată despre un subiect, ci să repetăm până când obosim sau până când reușim exact. să ajungem la acea schimbare pe care inițial ne-am stabilit-o ca un obiectiv. Bun, deci am vorbit despre petiții, am vorbit despre campanii de -a genul ăsta la nivel global. Ce alte campanii se parție ca au succes? Um, Evenimente. Um, chiar și uh, cred că ar fi foarte important... Să avem și în spațiu media din ce în ce mai multe dezbateri pe teme de mediu. Dar trebuie să ai și un partener dialog care să înțeleagă ce vorbești. Că dacă îi spui de Păduri Virgine, mai să întreabă cine ce. <laughs> nu, chiar acum exagerăm. Ideea este că trebuie să ajutăm, inclusiv noi, să creștem acest know-how la jurnaliști, să devină jurnaliști de mediu. Jurnaliști de mediu. Uh -huh. Aici trebuie să creștem. Uh, numărul de, de oameni care sunt interesați de acest domeniu și să. doi încercăm, de exemplu, prin proiectele noastre, de multe ori am inclus traininguri pentru ziariști și chiar uh, ajută, chiar ajută. Este foarte important ca să înțeleagă tot ceea ce spunem și exact impactul pe care poate să-l da, noi uităm la campanii și noi uităm tot ce e în peisajul ăsta internațional, se mai întâmplă și în România, sunt diverse organizații care au diverse tipuri de campanii. Nu spune că sunt bune sau rele, dar m-ar interesa să te întreb pe tine ce părere ai avea tu despre acel activist de mediu în care, nu știu, distrug opere de artă, mă lipesc cu lipici de asfalt și trebuie să fiu decupată cu asfalt cu tot de acolo și blochez traficul și mai poluez că stau aia în spate vreo oră să -a, motorul aprins. Sau care vin săptămânal, nu știu, Fridays for Future sau Greta, cum cum vedeți voi genul C ăsta? Cred că și astfel de acțiuni au și ele rolul lor. E și mizând da, de politically correct corect ne ta personal nu m-am văzut niciodată în modul ăsta de activism. De ce? Pentru că sunt orientată pe probleme și soluții, pe dialog, uh -huh. pe a găsi, pe anduranță, să zic așa, în a uh -huh. produce schimbări sistemice, care uneori au nevoie de mai mult timp să se întâmple și întrebarea e cât poți să stai lipit de asfalt. Dar Cred că și astfel de acțiuni au rolul lor în a... Trage un semnal de alarmă, că ceva nu e în regulă acolo, că lucrurile poate ar trebui să se facă diferit. Există riscul, care, de exemplu, unii oameni să zică, ok, este o limită care se întrece, da? Hai, ne-am întins și ne-am legat de șina ferată ca să nu treacă, eu știu, deșeul nuclear să fie depozitat, a fost în de N. ori cazuri de genul ăsta. Sau am, nu știu, am agățat steaguri, dar în momentul când încep să distrugi monumente artistice care vin în alt patrimoniu, nu cel ecologic și de conservarea naturii, dar vin în patrimoniul cultural al omenirii și încep să le distruși pe acelea ca să, zici, să atrage atenția unei alte probleme, nu, unde există de, limita. Nu. Astfel de deci n-ar trebui să, să se distrugă altceva pentru a câștiga ceva. Asta este părerea mea, clar, nu, nu, ar trebui să se ajungă acolo. Doar pentru că aperi, trebuie găsite alte modalități. Dar uneori uh. poate că vin activiștii care accedă la aceste metode să zic că altfel nu îmi acord atenția sau nu mă fac auzit. Pentru că realitatea este, voi aveți o carte de vizită pe care scrie VVF și atunci lumea spune, da, aveți reputația, aveți, cum ai spus tu, nu numai acel CV foarte lung la nivel global în care ați dovedit cu, știință, cu oameni de știință, cu cercetare și că sunteți un partener de dialog, dar dacă sunt o organizație tânără sau poate sunt eu, cineva de la mine din comunitate și am o problemă reală de mediu sau vreau să o se nu stă niciun ministru cu mine de vorbă sau un primar, ce pot să fac? Proteste pașnice. Și mă prim în fața ministerului. Dă la cu mașina peste mine că e în parcare, nu? Da, nu dar întreb. uite, în ultima. Vrem da, da în, în, în ultima vreme, cred că și numărul unor astfel de manifestări a crescut. Nu mai este apetit uh, pentru oameni să iasă în stradă să apere niște cauze nu știu de ce, pot fi mult mai multe cauze, dar întotdeauna găsești soluții dacă vrei cu adevărat să faci o schimbare. Trebuie, trebuie să ajungi cumva și cred că cred că în România totuși există mai multe deschidere pentru a înțelege și problemele semnalate și în modul ăsta te-am și mă gândeam că activismul de mediu de multe a fost considerat în România, cel puțin în ultimii ani, legal și de implicare în comunitate și în politic. Dacă ne gândim la marșurile Roșia Montana, da, au fost primele și atunci erau activiștii da. medii care au ieșit tot ei, au fost cei care au ieșit de fiecare dată când, sau cel puțin, asta este percepția publică. De ce activistul de mediu, că sunt mulți activiști de tot felul de cauze care sunt, sunt asociați atât de puternic de zona de implicare în schimbare politică? de ce crezi asta? Uh, pentru că sunt decizii politice care uh, sunt acolo și cauzează problemele respective. Da, dacă ne referim la Roșia Montana, acolo a fost uh, o problemă politică. Și atunci când este o masă mare de oameni, ceva trebuie să se schimbe, ceva trebuie să se schimbe și în politică. Uh -huh. Uneori se întâmplă, alteori mai puțin. Alteori mai puțin. Depinde de magnitudinea problemei. Roșia Montana cred că este un caz special. Este, într-adevăr, și impactul pe care are pe comunitate și pe ecosisteme. În general, adică, cred, noi avem o, o problemă în România. Neasumarea. Uh, nimeni nu este responsabil. Asta și este vorba și, mea, știi, de simplu, așa cum sunt exact în, în consens cu tine. Da, nu, nu este responsabilitatea nimănui. Toate aceste probleme, probleme de mediu, proiecte cu impact masiv, nu sunt asumate. Deciziile care s-au luat pentru proiectele respective, da? Cine este responsabil? Deci, păi păi, cei care au luat deciziile trebuie să-și asume responsabilitatea. Păi când la noi, să nu, asume. nu se Câți asume nici ai mediului, cunoști Foarte tu, mult. în perioada în care ai activat 18 ani de BF. Cât crește ai mediului? Nu știu, vreo 10? Nu, nu, vreo 15. Vreo 15? Da. Vreo 15. Nu, am pierdut șirul. Tocmai despre asta e vorba. Când da. să-ți asumi responsabilitatea unor decizii sau lipsa unor decizii când tu ai un mandat de 3 luni, 6 luni, cred că 2 ani a fost cel mai lung la Ministerul Mediului. Da. Și atunci întrebarea vine altfel. Ce putem face noi pentru a asigura un dialog continuu cu autoritățile și să arătăm care a bună. Că problema pe care o avem noi în general când facem zona, când vrem să schimbăm legislație sau ceva și se schimbă partenerul de dialog în mijlocul procesului de dialogare și o iei de la capăt, pies niște el, asta, etape extrem de importante și o de la capăt. Aici ține de uh, organizarea instituției respective, pentru că ar trebui lucrurile să se întâmple în continuare, indiferent de schimbarea la nivel de conducere. Ne vorbim teoretic, dar vorbim în practică. În practică nu, practică se, întâmplă nu așa. se întâmplă așa. Unele, unele, așa cum ai spus și tu, trebuie să o luăm de la capăt, din nou cu noi atunci care sunt aliații? Că zicem, ok, nu spunem că e dușman, că totdeauna căutăm dialogul și identificarea de soluții, indiferent cine e pe partea cealaltă a mesei. Dar pe partea noastră a mesei, care sunt acei stakeholder, acel grup țintă interesat cu care poți să colaborezi, cu cine colaborați voi în mod recurent și vă dă suport? Colaborăm cu comunitățile locale, de exemplu, foarte mm -hmm. mult în zonele noastre de proiect, pentru că încercăm să-i implicăm, încercăm să dialogăm acolo, pentru că proiectele respective îi impactează direct. Și luând aceste proiecte ca exemple de bună practică, putem să mergem și să pledăm pentru schimbările legislative, pentru a pune acele schimbări într-un parcurs. Care poate să genereze un impact și să rezolve o problemă care poate să apară undeva localizat, dar ea poate să fie dusă la nivel național și poate să uh, rezolve probleme uh, similare sau să evite apariția unor alte probleme similare în alte zone. Apoi uh, autoritățile uneori, că, care reușim să dialogăm și să ajungem la uh, cu cine are un interes direct în uh, în probleme. În rezolvarea pro problemei respective. Da, ca să creăm o așteptare corectă celor care vor să se îmbrățișeze acest activist de mediu și să se implice în astfel de cauze. Când vorbim despre un proces legislativ, schimbăm o legislație primară, după aceea vorbim de acte normative. Despre ce orizont de timp vorbim noi aici? Poate să varieze. Uneori este vorba de câteva luni, alteori este nevoie de câțiva ani pentru schimbările de genul ăsta depinde de... Adică trebuie să fim tot timpul atenți și, că poate să ivește o oportunitate și, pe de, care dar de asta noi. Da, dar de asta noi uh, monitorizăm constant uh, tot ce apare, toate proiectele de lege care apar și care au impact asupra mediului. Uh, și, chiar dacă, și chiar dacă am reușit să facem o schimbare în bine, uh, uneori uh, lucrurile se pot întoarce. Uh, pentru că se schimbă guvernele, se schimbă politicienii și pot să readucă din nou o problemă, cum uh, este legea vânătorii, de exemplu, uh, care acum e din nou în Parlament uh, și vine cu o cotă mare de recoltă pentru urși. Uh, am crezut că. Am rezolvat întotdeauna acest subiect. Uh, da, dar uh, lucrurile se pot întoarce. Important e să folosești anul electoral. Noi suntem organizația politică. Da, dar ei sunt atenți dar... la ce vorbim noi da. odată pe da. la patru da. ani sau cinci Dar ani. este important să avem un dialog și cu reprezentanții partidelor politice pentru a înțelege care sunt direcțiile pe care ei și le propun pentru mediu, care sunt abordările lor. Poate că există o anumită deschidere să aibă inițiative în, în zona aceasta, ceea ce ar fi un lucru foarte bun. Dar întotdeauna există um, distanța asta între intenție și uh, fapte. Și uneori distanța asta este destul de mare sau lucrurile se, se se, se simt în sală de Se pierd pe, se pierd pe parcurs de la Mesaj la lucruri concrete și uh, implementate. De câte ori ai avut senzația, când intrai într-o discuție, vorbesc în zona de autoritate centrală sau locală, că nu te vedeau din start ca un posibil colaborator sau un posibil susținător, ci mai mult ca cineva care doar are cerințe și care încurcă proiectele lor și viziunile lor prea De foarte multe ori. Uh, dar... Ești omul negru, poate că ești în verde îmbrăcat, ești omul da. negru Nu uh, întotdeauna, nu întotdeauna, nu, 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 întotdeauna, nu, nu. Uh, Dar uh, e nevoie de persistență, e nevoie de perseverență uh, E nevoie de uh, a continua discuțiile Deci începi cu o serie de întâlniri, dar trebuie să fii acolo... Cu problema din nou pe masă, până când vezi că lucrurile se pot drepta într-o direcție bună. Până când vezi monitorul oficial cu legea tipărită așa cum te-ai fi dorit tot tu. De fapt, da. acolo este pentru noi da. momentul și când în Dacă nu? lucrurile nu se întâmplă, putem să apelăm și la alte instrumente, scrisori la Comisia Europeană. România este din nou în infringement pentru proiectele pe uh, microhidrocentrale pe râuri. Uh, deci există și alte instrumente. Există instrumente de a pune presiune pe guvernanții noștri. Din, uh, pentru exterior. asta trebuie să informăm oamenii în care sunt instrumentele și să, să știe să caute și să caute acces la ele sau respectiv să le folosească. Este important să vin și coerenți. Da, și uh, un alt instrument este și acționarea în justiție. Asta în și voi. Câte procese ați avut voi? Ați deschis voi. Noi, în România, nu am deschis uh -huh. niciun proces direct, însă am sprijinit procese în justiție, în special pe zona de microhidrocentrale e un subiect pe care le urmăriți de peste 12 ani, dacă nu Da, nu mai bine. Da, mai bine. De ce nu? Um, de ce sunt ele periculoase și ce probleme de mediu ridică ele care trebuie să clarificăm primul și acest Microhidrocentralele, deci sunt uh, acele uh, construcții energetice până în 10 MW. România uh, are hidrocentrale mari care contribuie la uh, uh, uh -huh. mixul energetic. Mixul energetic. General, da. uh, acestea ar trebui retehnologizate mai degrabă decât să se investească în astfel de proiecte mici care nu fac decât să distrugă râurile pe sectoarele respective, impactând uh, ecosistemele acvatice, dar și comunitățile din jur, care cunosc mai puțin impactul pe care uh, dispariția unei surse de apă îl poate avea direct asupra lor, poate că nu-l nu percep, nu-l conștientizează imediat, iar ca aport energetic este aproape nesemnificativ. Uh, deci, uh, impactul de mediu nu justifică, uh, și din punct de vedere al beneficiilor și costurilor, investițiile în astfel de proiecte. Și cu toate că argumentația una logică și științific bazată, sunt multe uși închise sau urechi care nu aud. De ce? Uh, pentru că la un moment dat a fost, uh, au fost stimulate de uh, existența certificatelor verzi, în momentul în care acestea nu au mai fost disponibile, s-au oprit și astfel de proiecte. Uh, însă există uh, acum un pericol uh, mai mare, zic eu, pentru că avem o lege care a aprobat uh, finalizarea unor structuri energetice construite de mai bine de 40 de ani, dar nefinalizate, cum este cea de pe jiu uh, și care, în sumate, uh, aduc un aport de 300 de megawatți în sistem și, practic, nu se justifică absolut nici economic, uh, nici social uh, o astfel de, de investiție, uh, iar impactul de mediu este, este enorm. În ceea care este interesul, dacă știm aceste lucruri? Interesul este de a Finaliza niște proiecte, poate, care au rămas acolo. nu, 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 nu. avem niște bani de ars că trebuie de. să punem niște jaloane aici. Ia, ce de mai exact, avem pe aici cam, deschis? Cam Sac. așa. Cam așa. Am înțeles. Cât de importantă e educația. Cum pregătim noi viitoarea generație de oameni care sunt cu ochii sau watchdog, cum spunem da, noi. Da, educația este esențială. Deci este nevoie ca publicul să aibă acces la informații corecte, cât mai multe despre climă, despre biodiversitate. Uh, programe de educație cât mai multe. De aceste programe la televizor? Uh, și în uh, televizor. Adică, întreb, adică dăm de... la o parte programul de manele, nu că poate, pentru unii e foarte important și e bun, Sigur. Da? sau de tot felul de alte. E, este un zic. canal, este un canal de uh -huh. informare și uh, este un canal accesat de foarte, foarte mulți români. Uh, în plus. Uh, Face rating că... o emisiune despre mediu. Să sperăm că da, dar bun, deci Poate ar trebui că să apară ar, mult mai des. Da. Ar trebui să apară mult mai des, în plus organizațiile care au programe de educație, care implică tineri în școli, e îmbucurător să vedem Săptămâna Verde, de exemplu, care e un, un instrument bun să aduci din ce în ce mai multă educație și în școli. Uh, programe de voluntariat, uh, la fel, și uh, noi încercăm să angrenăm cât mai mulți tineri în proiectele noastre. Acum uh, regândim un pic uh, programul pentru tineri uh -huh. uh, și încercăm uh, să implicăm, de exemplu, uh, și cât mai multe companii să sprijine astfel de programe de educație. Și cât de simplu este să faceți asta? Ai că sunt deschise companiile? De obicei există un apetit în zona sectorului privat în a susține programe de educație și pentru mediu. Din experiența pe care avem și noi de... 15 ani în domeniul protecției mediului prin Green, Green Revolution, multe telefoane vin, hai să facem în pădure. Vrem să facem acțiune cu angajații, să facem niște împădurire, Foarte frumos, noi nu facem, mergeți și voi la ea care știu să facă, noi nu știți să facem niște Nici Nici ecologie urbană. Da. Nici voi nu faceți. Dar acest apetit este pe anumite subiecte și întrebarea de ce anumite subiecte. Să strângem deșeuri, să plantăm trei copaci, să zugrăvim o casă de bătrân. Asta sunt perse, în general, aceste activități de voluntariat pe care companiile îmbrățișează în prima etapă când încep să zic că, ok, vrem și noi să facem implicare, ceea ce e un lucru bun, nimic ar de zis, dar ac și acolo este nevoie de educație. Că și plantatul ăsta de copac, ceaiunea, în tramvai pe undeva, că am găsit o, pere o bucățică de pământ, dar n-am pus copacul care trebuie, sau... Sau nu se asigură întreținerea, menținerea zonei respective pe termen lung, înlocuirea arborilor uscați și așa mai departe. Da, unele sunt doar de PR. de PR. Da, exact. Și sunt ușor de înțeles de, de, de oameni. E foarte ușor să, să vii să spui că ai plantat copaci, e un lucru bun cine n-a plantat un copac în viața asta trebuie să o dacă facă. dacă s-au n-am făcut nimic că le da. plantat de pomană, Așa. nu? Însă cred că ar trebui susținute programe pe termen lung. Ar trebui susținute organizațiile pentru misiunea lor, nu pentru niște acțiuni punctuale care rezolvă poate ceva pe un termen foarte scurt sau poate creează deja mai multe probleme. Organizațiile trebuie susținute pentru misiunile lor. Acestea sunt într totul de acord cu tine și doar o parte să fie vara de proiect, trebuie să fie misiunea și cauza și tocmai aceste parteneriate multianuale care sunt extrem de importante și strategice și pentru noi ca organizații de a avea acest for ca să știm încotro merge, să știm pe ce, ca să, că putem să ne atingem obiectivul, este extrem de important. Din experiența ta, care a fost acel proiect cu care tu zici, aici ne-am făcut cu adevărat schimbarea? În ce ați făcut voi în 18 ani de când ești tu la mm, adică acela da. sentiment pentru mine ăla a fost proiectul care mi-a dat cea mai multă satisfacție personală um, am uh, avem un proiect în delta Dunării, am refăcut o zonă care era agricolă uh, la Mahmudia uh, Mahmudia este pe partea continentală uh, având peste Dunăre uh, acest, această zonă agricolă Uh, accesul lor uh, în delta uh, era îngreunat, adică pescarii trebuiau să facă un drum lung până ajungeau de fapt în deltă. Împreună cu comunitatea de acolo care a fost de acord să pună terenul la dispoziție pentru că terenul aparținea comunității, am lăsat Dunărea să inunde zona respectivă și am recreat o mică deltă. Bineînțeles, apă aduce, apa aduce viața înapoi și biodiversitate. Avem colonii de pelican, de stârci, um, Oamenii se duc și pescuiesc acolo, vin turiști, au apărut pensiuni. Practic, am demonstrat că atunci când refaci natura, poți să ai și beneficii economice, locuri de muncă, diverse tipuri de afaceri care au apărut în urma acestui proiect cu un impact direct pe comunitate. Felicitări, este un proiect extraordinar, cred că trebuie să ajung și eu până acolo să văd ce ați făcut, Te dar vreau să știu la ce lucrați în următoarea perioadă. Avem pe masă Codul Silvic, care este aproape gata să ajungă în Parlament și care, din păcate, mai are lacune și nu respectă întru totul strategia forestieră națională. Um, așteptăm să vedem ce se întâmplă cu legea restaurării naturii, pentru că avem o listă întreagă de proiecte uh, cu zone potențiale, în special în lungul Dunării, uh -huh. care pot fi uh, transformate în proiecte demonstrative de soluții bazate pe natură pentru protecția, uh, reducerea riscului la inundații. Uh, Secetă, la fel, combaterea secetei în anumite zone, probleme majore cu care comunitățile se confruntă. Uh, continuăm proiectul nostru cu zimbrii în Carpații de Sud-Vest și vom avea pe o perioadă de 5 ani mai multe transporturi. Populația crește, populația de zimbri crește, crește acolo. Avem 170 de zimbri în libertate și în jurul prezenței zimbrilor în comunitatea de la Armeniș de acolo. Uh, apropo de cum po poți să implici comunitățile, am creat, am construit de fapt un centru de coworking, uh, se cheamă We Wilder. Uh. Uh -huh. uh, unde încercăm să arătăm cum se construiește un turism cu adevărat sustenabil, sustenabil. Uh, de la uh, cum concepi traseele și cu unde duci turiștii și ce le arăți uh, dacă nu văd zimbrii. Trebuie să le arăți uh, urme, uh, să recunoști, practic, uh, urmele respective și să vezi ce uh, animale sălbatice au trecut pe acolo. Uh, partea de pădure, de râuri, uh, absolut tot este un turism experiențial și tot ce se consumă, mâncare, uh, tot este sustenabil și produs local. Uh, este un, un, model pilot pe care noi ar, am vrea să-l replicăm și în alte zone Maramureș, în Delta Dunării, în zona din jurul Brașovului, Podișul, Hârtibaciului, în Că dacă sunt interesați, activiști de mediul local, care ar vrea să aducă și să importe acest model de bună practică, poate să vină să vă să adreseze absolut. vouă și să vină da. și să zic ok, vrem să construim ce ați făcut voi acolo, da. că ne inspiră. absolut, absolut. Și avem și un program de educație acolo cu copiii din școli, facem uh, traininguri uh, pentru recunoașterea urmelor. Îi învățăm să recunoască urme de animale sălbatice, îi ducem în natură, în felul ăsta uh, iau contact direct cu, cu natura din jurul casei lor, practic. Și vor deveni cu siguranță și la rândul lor activiști de mediu, pentru că ți-ai spus Deci, ca să întrebi pentru cei care doresc să se implice, să fie informați, să fie educați, să ducă vorba mai departe, să folosească instrumente legale care le stau la dispoziție, de la peticii, scrisori, grupuri de uh, discuții sau să ceară audiențe, inclusiv la autorități, pentru că au dreptul să o facă și să folosească aceste instrumente care stau la departe și să vă sune sau să ne sune și să se alieze cauzelor în care cred ei, pentru că este mai bine așa. Și să fie rezilienți. Și să fie rezilienți. Asta este, asta este, un sfat extrem de important, pentru că, da, despre mine aș fi spus că nu sunt, că nu sunt răbdătoare. Dar, uite, iată, au trecut 15 ani și tot aici am găsiți, tot în reziliență de a schimba niște lucruri, pentru că noi nu ne-am atins încă misiunea. Exact. Îți mulțumesc tare mult, Orieta, pentru această discuție. Îți țin pentru proiectele viitoare care sunt inspiraționale și care ne educă pe toți să fim mai atenți în ceea ce înseamnă ecosistemele în care trăim. Mulțumesc și eu. Mulțumesc.